Primul spectacol va fi unul montat după piesa Angajare de clown, sub semnătura maestrului Matei Vișnic, spectacol pus în scenă la Teatrul George Ciprian din Buzău, în regia lui Daniel Bucur și aflat în premieră la Suceava cu o distribuție de excepție, Ionel Mihăilescu, Magda Catone și Paul Chiribuță. Vânzarea biletelor a început deja de sâmbătă 21 noiembrie la Casa de Bilete a Teatrului Municipal Matei Vișnic Suceava, în clădirea Modern, zilnic de luni până vineri între orele 15 și 20, iar sâmbătă și duminică între orele 9 și 21. Costul unui bilet este de 20 de lei pentru adulți și 10 lei pentru elevi, studenți și pensionari. Despre tematica piesei vom spune doar atât. Trei clowni, parteneri din tinerețe, se regăsesc într-o sală de așteptare pentru audiție. Sunt bătrâni, depășiți și în așteptarea disperată a cuiva care să-i angajeze. După bucuria revederii, intervine angoasa competiției. Prietenia ce-i leagă nu reușește să-i estompeze setea de a fi recunoscut drept cel mai bun. Tema spectacolului este amplă și mult mai interesantă ca și descriere, de aceea ar fi foarte bine dacă în agenda dumneavoastră ați include și acest prim spectacol de pe scena Teatrului Sucevean.